în starea netrupească. Dar și îngerii se apleacă spre noi pentru a se împărtăși de cunoaștere pe care o avem noi din condiția noastră de oameni purtători de trup. Acest lucru este valabil în tot ce suntem. Fiecare dintre noi cunoaște prin experiența celuilalt. Copilul cunoaște prin descoperirea pe care o face părintele său. Precum și părintele redescoperă lucrurile prin experiența propriului copil sau a unui copil. La rândul nostru, noi, între noi, cunoaștem lucrurile prin experiența celuilalt. Până la urmă, acesta este temeiul școlii. De asta suntem mai mulți aici. De asta avem bănci. De asta avem profesori. Cei la rândul lor sunt plini de alte experiențe. Prin lecturi, prin întâlniri, prin cunoașterea care și-o împărtășesc între ei. Nu doar prin discuții, prin tot ce sunt ei. Și atunci ei vin în fața noastră, a voastră, împărtășindu-vă această experiență. Dar la rândul lor se îmbogățesc din felul în care voi receptați, asimilați și reformulați cele înțelese. Asta este cunoașterea. Asta este rostul lucrării de cercetare, de descoperire, de mirare. Iar la temelia acestui mister, acestei lucrări necetate, stă iubirea. Pentru că Fiul Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Hristos, când a venit la noi, ne-a zis, ceea ce am aflat la Tatăl meu, ceea ce am cunoscut, ceea ce mi-a descoperit Tatăl meu, aceea vă descoper și eu. În această lucrare cunoaștem. De aceea orice discuții despre originalitate, despre improvizații, despre afirmații spontane care au valoare în sine, este o discuție nedeplină. Sigur că oricine poate face afirmații geniale, intuiții geniale, pe care le scoate din sine, din curiozitatea sa, din adevărul sa. Dar ele nu pot construi și nu pot zidi o înțelegere despre lume. Până la urmă, cunoașterea se zidește. Noi rezidim lumea în noi. Suntem o reacție de mine și celălalt spus. Poftim?
Sala e prevăzută pentru ceva mai puțin grătan. Mai avem o leagă, nu ține mult. Am încercat să înțeleg prin această mărturie de iubire pe care ne face Hristos, cum că ne descoperă nouă ceea ce știe de la Tatăl, Hristos fiind unul dintre ei de Dumnezeu. Adevărat. Să înțeleg pe această mărturie taina și rostul cunoașterii. Până la urmă, aceasta este o metodă, o cale de cunoaștere. În aceasta rămânem noi. În descoperirea pe care o face Fiul despre Tatăl și Tatăl despre Fiul. Judecând astfel lucrurile într-o meditație pe care mi-am gândit-o despre educație, am ajuns la o filozofie a paternității. Nu folosesc cuvinte mari, folosesc cuvântul filozofiei în sensul pe care l-am avut. Inițial. De dragoste, de gândire. Nu că aș construi sisteme acum. Dar acest principiu al cunoașterii descoperite pe care Fiul o ia de la Tatăl ca să o descopere fraților, în care Tatăl este și Tascălul, pedagogul suprem. Și tot Hristos spune că ajunge ucenicul să fie că Tascălul său. Cred că se referea la această relație. Că Tascălui este însăși Tatăl în lume. Pentru că tot El o spune, de acolo vine cunoașterea pe care ne-o dă. În cazul în care noi avem cunoașterea de la Tatăl, de la Părinte, este clară plinătatea iubirii în care se produce cunoașterea. Pentru că cealaltă dragoste este mai mare decât aceea care Tatăl o are pentru Fiul și Fiul pentru Tatăl. Uitându-ne mai bine, noi vedem că întreaga noastră tradiție este construită pe această vedere a cunoașterii. Din cauza asta noi avem părinți. Părintele învățătorul nostru. Învățătorul este un lume părinte, părintele duhovnicesc. Dar duhovnicia la noi nu este așa un fel de lucru care este altceva decât învățăm la facultate. Nu este potrivită această înțelegere a lucrurilor. Există undeva un duhovnic și există undeva niște teologi, niște domni cu mustață care ne învață să citim cursuri, să reținem date despre istorie, despre semantică și așa mai departe. Nu. Învățătura, duhovnicia, toată această lucrare este cunoaștere pe care noi, în tradiția noastră, o primim de la Părinte. Și Apostolul Pavel spune că mulți învățători aveți
puțin băieți. Uite că toată această discuția noastră despre taina descoperită Fiului, pe care Fiul o descoperă fraților, descoperită de către Tatăl Fiului, o regăsim în întreaga noastră tradiție. Și Apostolul Pavel o punctează foarte exact. Aveți mulți învățători, dar puțin părinți. Deci adevărata cunoaștere, adevărata experiență se transmite nu de la niște simple învățători, ci de la învățătorul care ne este și părinte. Este un părinte duhovnicesc, un părinte spiritual. În acest sens, când se creează o înfiere de către pedagog, de către învățător, se produce și înțelegerea spirituală, care aprinde în copil, în ucenic, dragostea de cunoaștere. Exact așa spune. Dragoste, iubire de cunoaștere. Fără această iubire, cunoașterea este un act imitativ. Imităm niște formule, imităm gesturi, imităm niște ani și pauză, trepte pe care le îndeplinim. Doar experiența arată că mare majoritatea celor care parcurg aceste drepte nu o acceptă, dar cunoaște. De ce? Pentru că nu au avut iubire. Am văzut că în viața asta am învățat lucrurile pe care mi le-au predat pedagogii care m-au iubit sau la care am descoperit eu iubire. Lucrurile acestea sunt cele mai diferite. N-am nicio legătură cu voi. Mi-am dat seama că am avut un pedagog, un profesor de educație fizică din Petrovici. M-am trezit într-o zi cu el în casă. Eram singur acasă, era iarnă, era frig. Și eu mă chinuiam să fac foc. Aveam 10 ani. Era foarte frig și așa fund în somn. Mă trezesc cu Dimitri Petrovici, care era o legendă, orășelul nostru. Era foarte sportiv, fost gimnaz de performanță, care făcea niște salturi, făcea dublu salturi, era o inflație pentru copii. Când intra la oră în sala sportivă, așa s-a aia, pe 5 metri. Era spectaculos. Acum ne-am revăzut pe foarte mulți ani și am făcut că o scris și niște metodici de predare a educației fizice în școală, un om pasionat, în adevărat, pedagogul clarul sportiv. Și mă trezesc eu cu acest Dimitri Petrovici, care e o persoană legendară, drept în casă, când stăteam eu în fund și mi-a fric. Zice, măi, Bașoi, ce faci de ce e așa fric la platform? Zice, hai, încalță-te, îmbracă-te, mergem la campionat de tenis de masă. Adică mă învățați să jucam, jucam din jur. Și dragostea asta a lui atâta m-a cucerit. În primul rând am pierdut eu, dar în următorul de aia am fost campion. Am jucat, am bătut tot la campionatele astea. Și eram, nu sunt un sportiv. Dragostea lui m-a făcut așa. Asta m-am făcut un profesor de pictură. Puteam fi altceva. Am fost și la școală de muzică, să știți. Dar am abandonat și pe tipul cumpăra să acord două de texte. L-am putat de două ori, până l-am stricat. Nu mi-e merit să...
După asta am avut profesor român, trebuie să vă spun că eu până în clasa 10-a n-am scris nicio compunere. Aveam 4 întotdeauna, abia dacă îmi treceam nota de trecere, pe alte chestii, dar nu puteam scrie deloc. Asta nu este exagerat. Așa este. Sunt timid din fire. Știu că sunt ciudat când stau cu microfonul în gură, dar nu îmi trezneam să scriu. Întotdeauna mi s-a părut că pentru a scrie nu e suficient să încep cu într-o frumoasă zi primăvară sau într-o frumoasă zi de iarnă. Asta era singura început pe care îl făceam. Depinde, era iarnă, era vară și începeam așa. Și aici se termina expunerea mea, compunerea mea, lucrarea mea literară. Dar dragostea, iubirea acestei profesoare a mea, Caterina Frâncu de la Iași, pentru că, vedeți, eu am vrut de-aia observă că Sfânta Scriptură atunci când vorbește de oamenii în răi, nu le spune numele. Ca în parabola cu Lazar și cu Bogar. Și am uitați-vă la Bogar, nu-l pomenește pe lume. Pentru că nu-i vrede de pomenire. Dar oamenii buni, nu le pomeni pe lume. Îți spun lume. Pentru că sunt vrede și se ține de pomenirea. Mi-a aprins această dragoste și m-a recuperat. Ceea ce este important, cel mai important, este că noi nu putem avea o cunoaștere de plină, întreagă, ziditoare a lumii, decât în iubire. Toate celelalte am avut savanți grozavi, au inventat bombatori mari,
credinii pe care le varsă Tatăl peste Fiul și Fiul, peste frații, peste ceilalți, peste lume, în aceasta se petrece viața noastră, rostul nașterii, a existenței. Și uitați-vă voi, până la această, până la întruparea Fiului, nici Dumnezeu nu era Tatăl. Într-un anume fel, și Fiul nu naște pe Tatăl. Pentru noi nu era Tatăl, pentru noi nu a apărut Fiul. În Vechiul Testament, Dumnezeu nu este numit Tatăl. Hristos ne descoperă Tatăl. Părinte, cum să vorbim? Tatăl nostru care ești în cer. Avem de aici se împlinește lumea. Avem de aici toate rosturile sunt puse la loc. De când noi, prin descoperirea Fiului, putem să numim pe Dumnezeu Tatăl și El face pe noi fi după asemănarea Fiului lui Dumnezeu care doar Duhul nostru s-a făcut asemenea cu noi. Asta este filosofia paternității a cunoașterii. Iar lumea noastră în care nașterea a devenit o însușire proprie doar femeie. De ce spun asta? Pentru că, desigur, v-ați ciocnit în Vechiul Testament de șirurile genealogice în care spune că Avram a născut pe Iacob, pe Iacob, și așa mai departe. Bărbații noștri. În Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, cu toată normalitatea, ni se spune că bărbat naște pe bărbat și așa mai departe. Adică nașterea, dacă nu comportă încărcătura spirituală prin Tatăl, își pierde legătura sa cu Dumnezeu, cu Părintele, cel veșnic la care am făcut lumea și pe noi. Ați observat, desigur, că Tatăl este scos din discuțiile despre educație. Ca să nu fie nevoie de prea multe argumente, știți foarte bine că există nașteri fără tață. Te duci la doctor, ieși, naști, nu știi de ce naști. Vă dați seama, unde este Dumnezeu ecuația asta, dacă nici Tatăl nu e. Nu e. Nu e Tatăl. Și Tatăl lipsește nu într-un sens de ori. El este exclus, răsturnat într-un sens filosofic, inițial, pentru că aceste invenții, chiar dacă ar fi existat într-o necesitate fiziologică, pe care mulți o spun, puteau face altfel fără atât de mult tantam. Dar cred că avem de a face o răsturnare inițiatică a paternității în sine, pentru că Tatăl este chip al lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu lui Tatăl. Și toată această
din care lipsește Tatăl. Ne duce la realitatea rece și tristă pe care o avem. O cunoaștere care a fost înlocuită prin informații, stocă de informații. Astăzi un om cunoscător este un om care deține sau are acces la multe informații. Ați și auzit. Ai nevoie de informații. Avem nevoie de acces la informații. Acces la informație este un dat, nu este neapărat o cale de cunoaștere. Am și spus aici. Din cauza absenței iubirii. Și dacă există astăzi un război, el este același. Mulțumim.